Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați revenit la Capital TV, la emisiunile noastre de aici din studio Capital TV Petroșani. Astăzi sunt Corneliu Bran, astăzi sunt împreună cu doi invitați din Lupeni. Este vorba de doi membri ai organizației PNL Lupeni. În primul rând, președintele acestei organizații, domnul Cristian Roșu, bine ați venit în studio Capital TV. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul Roșu va candida pe 27 septembrie la funcția de primar al municipiului Lupeni, din partea organizației PNL Lupeni. Iar alături de dumnealui se află domnul Cristian, deci avem doi Cristiani, Popescu, consilier, actualmente consilier independent, dar va participa la alegerile din 27 septembrie pe listele organizației PNL Lupeni pentru funcția de consilier local. Pentru o nouă funcție de consilier local. Bine ați venit în studio. Mulțumesc, mulțumesc, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ei bine, domnilor, suntem în a doua săptămână de campanie, nu mai vorbim deci nici de prima măcar, nici de precampanie. Este în ce mai încinsă atmosfera în toată Valea Jiului, în toate localitățile, în toată țara până la urmă. Și pentru început v-aș întreba pe ambii invitați, cum decurge campania electorală la Lupeni, cum decurge întâlnirea cu electoratul și după aceea vor urma, știi cum vine așa, mingea rostogolită, întrebări și de alte feluri. Am încheiat prima săptămână de campanie la Lupeni. Noi în fiecare zi am avut întâlniri cu cetățenii din Lupeni și lucru care mă bucură cel mai mult, că suntem bine primiți în fiecare cartier al orașului. Discuțiile care le avem cu cetățenii tot timpul sunt constructive și mie îmi place să spun asta și o repet, tot timpul învățăm de la cetățeni, pentru că dumneavoastră știu cel mai bine ce este nevoie în orașul Lupeni, mai bine decât noi, pentru că noi suntem de multe ori subiectivi și credem că părerea noastră e bună, dar nu, ceea ce spun cetățenii este întotdeauna corect și este reprezintă realitatea din oraș. Am fost primiți bine, oamenii se bucură când ne văd, ne vorbesc cu noi, ne salută, chiar ne îmbrățișează și le mulțumesc pentru lucrul acesta. De asemenea, am pus afișele prin oraș în locurile de afișaj. Din păcate, sunt doar câteva locuri de afișaj în oraș. Nu avem atât de multe locuri cum ne-am dorit. Am mai avut un afișaj pus pe spațiile cu acordul proprietarilor pe spațiile private și acolo am reușit să punem câteva afișe. Din păcate, unele dintre aceste afișe ne-au fost date jos în urma unor intervenții din exterior, dar pot înțelege lucrul acesta pentru că am discutat cu câțiva proprietari care mi-au motivat motivul pentru care au dat jos unele afișe în urma opunerii noastre acolo, dar pot înțelege, repet, pot înțelege motivul și ăsta ar fi singurul inconvenient care nu mi-a plăcut în prima parte de campanie. Dar, pe total, lucrurile au mers bine și cel mai mulțumit sunt de întâlnirile cu cetățenii. Da, domnul Popescu. Muncă, muncă și iar muncă. Pentru că asta spunea Lenin. Da, o spunea Lenin și eu fiind un pic mai vechi de vremurile astea, numai muncind poți să ajungi la ceea ce ți-ai propus și nu vine nimic gratis, nu vine nimic degeaba, totul trebuie muncă, muncă și iar muncă. Noi avem un slogan, nu-i neapărat sloganul de campanie, dar ne place să spunem că pentru noi echipa PNL din Lupeni, 99% este muncă și 1% este politică. Da. L-aș întreba pe domnul Popescu, ca să revin la dumnealui, ce v-a făcut să treceți din barca independenților, să zicem așa, în cea a familiei liberale? Echipa. În condiția în care ești singur într-un consiliu local, nu poți să faci aproape nimic. Trebuie tot timpul să te asociezi cu cineva. Și cu
cu colegii liberali am găsit tot timpul o conexiune, o legătură. Ideile au fost tot timpul aproape la fel și de aia am ales această cale să merg. La începutul anilor 90, după cum vă cunosc, știu că cochetați un pic cu PNL-ul. Da, a fost o perioadă mai de mult, după care am renunțat. De ce ați renunțat? Așa ar fi necurăzitatea mea. Atunci era copilul mic. Motive personale. Da, motive personale și trebuia să mă ocup de copil oferindu-i tot felul de activități și nu mergea. Și acum ați revenit la prima dragoste. Acum am revenit la Da. Bun. Domnul Roșu, înainte să vă întreb ce proiecte, ce lucruri, ce alte, aș vrea să vă prezentați un pic echipa. Pentru că fiind prima emisiune electorală a dumneavoastră, cred că este bine ca lupenenii să îi cunoască pe cei cu care vreți să mergeți la drum. Sigur. Spre bucuria mea, avem o echipă care chiar merită votată, o echipă de consilieri care chiar merită votată. Privindu-i pe oamenii din această echipă, cât și în comparație cu cealaltă ofertă electorală care mai este în Lupeni. Oricine va arunca o privire pe lista noastră de candidați pentru funcția de consiliere și va da seama că merită să voteze echipa PNL Lupeni. Am să spun câteva cuvinte, am să fiu scurt ca să nu monopolizez foarte mult discuția. Nu o să spun noutăți pentru cetățenii din Lupeni, pentru că vor da seama, citind numele de pe listă, că vor cunoaște pe majoritatea din de pe această listă. Da, numele și eventual și o mică descriere. Și o mică descriere, cu siguranță, și partea, vor cunoaște și partea profesională a oamenilor de pe listă și suntem partidul care propune candidați la funcția de consilier care acoperă tot sceptrul de meserii care poate să existe în Lupeni și fiecare se va regăsi pe această listă. Orice cetățean din Lupeni care va citi lista sau va privi fotografiile de pe listă își va da seama că are cel puțin un om de acolo în care se regăsește și va avea un motiv ca să voteze lista de consiliere a noastră. Cu atât mai mult cu cât este foarte important să ai consilieri în Consiliul Local, pentru că Consiliul Local Lupen este format din 19 consilieri și deciziile se iau acolo în cadrul ședințelor de Consiliu. Deci ceea ce se întâmplă, ce se va întâmpla pentru următorii 4 ani în municipiul Lupen, depinde foarte mult de ceea ce vor propune, vor face și vor vota viitorii consilieri care vor fi din data de 27 septembrie încolo. De aceea, cu chipzuință, cetățenii din Lupeni vor reuși să-și impună punctul de vedere în Consiliul Local, cu atât mai mult cât am spus că noi suntem partidul care ține cont de vocea cetățenilor și vom promova în Consiliul Local ceea ce cetățenii din Lupeni își doresc, nu ceea ce noi ne dorim, pentru că e foarte important lucrul ăsta. La o citire sumară am să spun câteva cuvinte. O să încep cu colega mea, Anița Burlacu. Cred că toată lumea o cunoaște. Este un cadru didactic din orașul Lupeni. Cred că de 20 de ani profesează. Au trecut prin mâinile dumneavoastră o grămadă de copii din oraș. Un om foarte activ, care pe lângă activitățile din profesionale se ocupă și de partea sportivă. Este și antrenoare de handbal la o echipă din oraș. Membru a unui ONG din orașul Lupeni, deci cu o activitate vastă, cu siguranță este foarte, foarte cunoscută. Colegul meu, de asemenea, Gheorghe Florănesc, care este un mumurlan al locului, un om al locului, deci un motiv în plus pentru mumurlanii din Lupeni să voteze lista noastră, pentru că se regăsesc pe această listă și pe un loc fruntaș, chiar pe locul 2. De asemenea, trebuie să spun despre colegul meu că este unul dintre puțini oameni care a accesat fonduri europene pe partea aceasta de activitate, de creștere a animalelor în Lupeni. Și este un exemplu pentru mulți. Știu că din discuțiile pe care le-am cu el, mulți vin să-l întrebe cum a reușit să acceseze aceste fonduri și dă foarte multe sfaturi și ajutor.
Pe această cale chiar fac un apel către cei care doresc să acceseze fondurile europene, suntem deschiși la ajutor, la deloc și putem ajuta. Înseamnă că nu stă în zona periurbană. Stă chiar... Că altfel era o problemă, știți discuția. E o problemă, de exemplu, cea mai mare problemă la noi în Straja. Pentru că, din păcate, acolo nu se pot accesa fondurile, deși foarte mulți cabanieri ar dori lucrul ăsta, în așa fel încât să-și poată dezvolta afacerea. E o problemă. Chiar am discutat-o la ultima întâlnire pe care am avut-o cu domnul ministru Virgil Popescu, pe 6 august, când a fost aici cu ocazia Zilei Minerului. După întâlnirea oficială, am mers împreună cu dumnealui în Straja și chiar am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri din Valea Jiului, la care a participat și domnul ministru, și una dintre problemele ridicate a fost și aceasta, și sper să rezolvăm problema asta, pentru că chiar oamenii din Valea Jiului, oamenii din Lupeni, dacă vorbim acum de Lupeni, investitorii care au investiții acolo, și eu am prieteni care au cabane în Straja și chiar au nevoie de susținere și de aceste fonduri. Ține de parlamentari, să dezvolte foarte mult. De ministere și da, de parlamentari. Absolut, absolut. De aceea l-am și adus pe domnul ministru în Lupeni, după încheierea vizitei, v-am zis, o parte oficială a Zilei Minerului, să vadă la fața locului, și vă spun sincer că a rămas impresionat de ceea ce a văzut în Straja și a rămas impresionat de discuțiile pe care le-a avut cu investitorii din Straja. Și nu numai cu investitorii din Straja, cu investitorii din Valea Jiului, că au participat și oameni de afaceri din afara localității. Deci s-a lămurit și domnul ministru că nu suntem oamenii junglei. Nici nu a venit cu ideea asta preconcepută. Nu, dar știi că la București mai cred unii că aici coboară oamenii din copaci, dau cu băta în cap la... Da, avea ideea asta, dumnealui vine din undeva din județul Medinci, undeva din Severin, și era undeva apropiat de noi, ne știa despre ceea ce vorbește, nu avea ideile acestea despre noi locuitorii din Valea Jiului. Să continuăm lista. Continuăm, sigur că da. Adriana Radu, o profesoară de limba română de la un liceu din Petroșani, bineînțeles cu domiciliu în Lupeni, o profesoară foarte dedicată în ceea ce face și foarte aplicată asupra meseriei, iubită de copii, de aceea sunt convins că și cei din Lupeni, când se vor uita pe listă, vor vota cu atât mai mult cu cât avem și acest cadru didactic pe lista respectivă. Avem o asistentă medicală, Sticlaru Andreea, o foarte bună colegă de-a noastră, tânără, foarte tânără, nu cred că are mai mult de 25 de ani, nu cred. Apropo de asta, să știți că suntem partidul care propune cei mai mulți tineri pe listele de Consiliul Local, pentru că sunt convins că tinerii reprezintă viitorul acestei localități. Tinerii reprezintă viitorul Lupenului, viitorul României, și noi trebuie să-i promovăm și să avem mare încredere în ei, și îi sfătuiesc pe toți să facă lucrul acesta. Și în primul rând să-i ajutăm să nu plece, să rămână aici. Să nu plece, și de aceea mă și bucur că colega noastră, Andreea, a rămas aici, a făcut școală aici și e domeniul în care lucrează. Medicina e un domeniu foarte, foarte important. Și sunt convins că și rezultatele pe plan politic, dacă va accede în Consiliul Local Lupeni, vor fi pe măsură. Eu am mare încredere în ea și v-am spus, în general, în toți tinerii, pentru că asta ne dorim. Sunt convins că România se poate schimba numai prin tineri. Au alte, să știți, priviți, altă viziune, altă energie. E și logic tinerii enorm. Orice generație și în orice țară din lumea asta, ca din urmă să vină tinerii și să... E ciclu vieții. Așa este. Așa până este. La urmă. Numai că problema la noi este că nouă ne cam pleacă tinerii, asta ne cam pleacă oamenii cu capacități foarte mari din orice punct de vedere. Așa este. Ne pleacă oameni care au fost școliți în școlile românești pe bani grei, până la urmă dați de țara asta, și după care se duc țară. Și profesează în altă parte. Cred. E normal, nu-i acuză nimeni. Fiecare merge la mai bine, sigur. Nu e o problemă, dar de asta noi trebuie să începem de pe plan local și până sus, în vârf, să le creăm acestor tineri. Da. Să știți că... Tot ce trebuie. Așa cum ați spus, într-adevăr pleacă la mai bine, dar pleacă la mai bine nu numai din punct de vedere financiar, nu numai din punct de vedere al salariului. Pleacă la mai bine și pentru că poate locul unde merg sunt respectați, sunt băgați în seamă, pentru că copiii lor merg în școli care sunt dotate din toate punctele de vedere, sau sistemul sanitar e bine pregătit din toate punctele de vedere. Pe noi cine ne oprește să nu facem treaba asta? Păi, de 30 de ani, cine ne-a oprit?
faptul că n-am finanțat partea de învățământ, n-am finanțat partea de sănătate, acum oarecum culegem vada. Măcar de acum încolo să începem. Măcar de acum încolo să înțelegem că e foarte importantă pentru România sănătate, foarte importantă învățătura, educația este foarte importantă, pentru că astfel vom avea oameni care vor, și la simplu fapt că vor ști cum să aleagă, vor ști cum să pună ștampila, pentru că un om educat este un om care poate să vadă realitatea fără să i-o spună cineva. O vede el cu ochii lui și o înțelege cu mintea lui. Bun, foarte repede să foarte repede, nu vreau să mai rețin. Da. Avem domnul, ia câte un alt profesor, Daniel Tănase, un profesor de istorie de la liceul din Lupeni. E suficient dacă spun că a pregătit singura elevă care a luat nota 10 la bacalaureatul de anul acesta din întreaga Valea Jiului, este eleva dumnealui și cu asta am spus. Și mi-a fost profesor și mie. A fost profesor și dumneavoastră. Da, la istorie și cred că și domnului Popescu, dacă nu mă înșel. Deci e un om cunoscut în Lupeni. Prima generație a dumnealui de elevi a început cu noi în clasa 9. A, deci a fost chiar prima generație. Da. Am să-i spun lucrul ăsta, cu siguranță, da. Poate o să țină minte că ăsta e un lucru care îți rămâne întipărit în memorie. Da. Doamna inginer Ana Popa, o tânără de perspectivă și încă o dată mă bucur că tinerii se regăsesc pe lista noastră și cu siguranță dacă va fi aleasă în funcția de consilier local o să fie un om pe care cetățenii din Lupeni se pot baza și un om cu viziune și cu altfel de a privi viața politică, dacă vorbim de politică acum. Ioan Nohar și este un om de afaceri, cu afaceri în orașul Lupeni, cu afaceri în transporturi. Amalia Simona Cotroază este o colegă tot o tânără, ia cât vorbim de tineri și mă bucur foarte mult că pot să prezint tineri. Laurențiu Iang, tot un tânăr, undeva în jurul vârstei de 30 de ani, care lucrează la mina Vulcan. Crinela Florănesc, domeniul sănătate, asistentă medicală la Spitalul Lupeni. Adrian Baciu, inginer, în momentul de față este pensionar. Gianina Buzatu este un lucrător comercial care își face foarte bine treaba, foarte populară în zona dumneavoastră de activitate și mă bucur că este pe lista noastră pentru că avem nevoie, v-am spus, avem nevoie de toate meserile care există în Lupeni. Domnul Vasile Fodor, actualmente pensionar, este un fost lider de sindicat de la Mina Bărbăteni, cei care își aduc aminte de începuturile de anii 90, de munca de sindicat de atunci, cu siguranță știu despre ce vorbesc. Doamna Elisabeta Noghi, o învățătoare din Lupeni, atât de mult respectată, atât de dragă mi este că merg pe stradă cu dumneavoastră și văd că multe generații se opresc, o salută și îi spun, știți, mi-ați fost învățătoare, știți, vă respect foarte mult și pe mine mă bucură enorm să aud lucrul acesta. Cristian Boghiu este un electrician de la mina Lupeni, ia câtă și electricienii sunt la putere, apropo de ce spun unii și alții. Doamna Elena a fost o bună colegă de-a noastră care este foarte implicată și cu siguranță dedicată pe tot ceea ce face. Domnul Vasile Marcel Aboace și el este angajat la mina Lupeni și își face datoria foarte bine acolo unde este. Domnul Constantin Patacă, care este angajat la liceul din Lupeni, un om foarte, foarte cunoscut și foarte, foarte implicat. Daniel Ene, un inginer, acum momentan pensionar de la mina Lupeni. Robert Boghiu, actualmente angajat la mina Lupeni. Adonis Lumperdean, un băiat foarte tânăr, un băiat de perspectivă, un băiat în care eu am mare încredere, care poate să crească în perioada următoare, pe care îl respect foarte mult. Mă bucur că a decis să se alăture echipei PNL Lupeni și sunt convins că venirea lui alături de noi reprezintă un plus pentru și pentru noi, cât și pentru oraș. Și ultimul, dar nu cel din urmă, nu în ultimul rând, domnul Alin Iancovici, un angajat și el la mine, da. Tineri de perspectivă care cu siguranță ne vor face să fim mândri de ei. Da. Vreau să fac o precizare și am încheiat. Vă rog. PNL Lupeni este partidul care are lista de propunerile pentru lista de consilieri completă. Oamenii trebuie să știe că pe propunere trebuie să conțină un număr de 24 de persoane. Ar veni rezervele, ca la fotbal. Da,
Sunt foarte, din păcate, sunt partide care candidează la Le Pen pe listele de consilieri care nu au fost în stare să aibă un număr de 24 de oameni. Sunt partide care au 6 oameni, care au 7 oameni, n-au reușit să-și facă nici măcar nucleul acesta de bază de 24 de oameni. E important ca electoratul să știe lucrul acesta, pentru că, până la urmă, și asta reprezintă un stil de a vota, un fel de a vota, pentru că trebuie să ții cont de, de echipă, sigur că da. Bun, la locale am mai spus, e atipic. Se votează în general echipa sau da. Omul, da. Vorbim de primar și mai puțin pe partide, pe sigle, pe așa nu știu este. Ce. Și așa, așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Și nu în ultimul rând, că ați uitat să-l prezentați, domnul Cristian Popescu, considerând că e lângă mine, care se va prezenta singur, acolo e camera, le spuneți telespectatorilor, lupenenilor, da. Cine sunteți? Ce ați făcut în ultimii 5 ani și din astea? Asta era o întrebare din anii 90, da. Nu? Imediat după Revoluție. Să vă cunoască, că poate sunt care nu, chiar nu vă știu, da, sau vă știu din vedere. Sunt lupenean, născut, crescut, am făcut institutul de mine, cum mi spunea pe vremea cealaltă, la aici, în Petroșani. Sus în deal. Sus în deal, da. Lucrez din 1987, până în 1995 am lucrat la Mina Lupen, iar din 1995 până în prezent aici la CEH, combinat sau diferite titulaturi, cum e lumea obișnuită. Tot timpul mi-a plăcut să învăț de treabă și să fac lucrurile cât mai bine și cât mai corect. Și ca activitate politică, vreau să adaug la ceea ce am prezentat până acum. În afară de colegul meu care este și acum consilier local, trebuie să mai spun că și Anița Burlacu și Gheorghe Florănesc și Cristian Popescu sunt consilier local și acum și candidează pentru un nou mandat de consiliu local și nimeni nu a plecat de la un partid la altul. Nici eu, Cristian Roșu, nici Anița, nici Gheorghe Florănesc, nici Adrian Baciu, ei se regăsesc pe lista, au candidat acum 4 ani pe listele PNL Le Pen, cetățenii ne găsesc și astăzi pe listele PNL Le Pen. Suntem partidul care are oamenii statornici, oameni care nu și-au înșelat electoratul, sunt oamenii care au rămas fideli unui principiu și în primul rând respectului pentru cetățeni, pentru că văd firesc și normal că atunci când cetățenii te votează pe listele unui partid și te trimit 4 ani în Consiliul Local, să-i reprezinți și să faci în așa fel încât ei să se simtă reprezentați în Consiliul Local și un mod de a arăta respectul acesta și un mod de a-i reprezenta este să rămâi 4 ani de zile acolo cum te-au trimis. Avem exemplu în Consiliul Local sau dacă mă uit acum pe listele contra candidaților noștri la Consiliul Local, cred că pe toate listele sau mă rog, pe marea majoritate a listelor văd oameni plecați de la un partid la altul, luați de la un partid la altul. Acum sunt consilieri care acum sunt în Consiliul Local de la PRM și văd candidând pe listele PSD. Sunt acum consilieri de la ALDE, acum 4 ani au fost aleși de la ALDE și acum candidează pe listele PSD. Sunt candidat la Consiliul Local care a fost ales pe listele PRM și acum candidează la partidul lui Băsescu PMP. Deci, din punctul meu de vedere, în modul acesta îți înșele electoratul, pentru că ei te-au votat acum pătran să reprezinți acolo unde trebuie și din partea partidului pentru care ți-au dat votul. Tu acum ești deja pe alte liste, ceea ce, nu, din punctul meu de vedere, nu este normal. Da, vechea discuție, cum se spune, traseist politic, dar acum mai există și cazuri în care unii pleacă motivat, poate nu se mai regăsesc. Din acest punct de vedere sunt de acord. Și ideile tale, bine, problema e mai mare când schimbi 3-4 partide așa, păi, unul după altul. Vă dau un singur exemplu. Adică avem un consilier în local. În 8 ani ai fost la 3 partide, da, la 4 da, partide. Da, da. Deci, un singur nume dau, de exemplu, cum domnul Napău, care acum vreo 8 ani era la PPDD, acum vreo 4 ani la România Mare, acum candidează la partidul lui Băsescu PMP. Dar nu poți să spui că nu te-ai regăsit în, mai ales că... Bine, acum dacă dumnealui nu e aici, știi, da, da, okay, să ne zicem da, că nu-i frumos sigur. Să da, vorbim da, totuși, în lipsă. Și-a păcălit un pic electoratul prin migrația. Din punctul de vedere, dacă așa stau lucrurile la 3-4 partide, într-adevăr, într-adevăr, nu prea e ok, dar poate a avut, nu. Motive, știu. Deși oamenii când votează, când își alege, fiecare om când își alege o echipă,
are și el așteptările lui. Sigur. Așteaptă, băi, am ales pe ăștia, ce sigur fac? Sigur. Ca să audă că după un an nu mai e în partid. Mulți deci, suporanți. E o problemă, într-adevăr. Exemplu care l-am dat, după prima zi de mandat, abia a depus jurământul și a și votat cu PSD, deși în toată campania electorală a avut un discurs anti-PSD, anti-Răzmeriță, primul vot a fost pro-viceprimarul din partea PSD-ului. Asta spune mult. Politica și căile ei. Întortocheate. Întortocheate. Așa da este. Bun, haide să facem o dezbatere de idei pe proiectele care dumneavoastră. N-aș vrea, pentru că fiind prima emisiune, să începem cu toate, dar măcar două, trei să alegem din ele. Sigur. Am înțeles că vreo două are și domnul Popescu în gândire, măcar minim două să se rezolve în viitorul mandat, dacă cetățenii vor acorda girul pentru PNL Lupeni și pentru consilieri, echipa de consilieri. Deci, pe rând, haide să începem. Vă întreb eu direct sau da, veniți nu, dumneavoastră cu... Vă spun câteva și o să las și pe colegul. Noi nu avem genul de program care va lua acum o jumătate de oră, numai să-l citim. Format din 108 da, puncte. Format din 108 puncte nerealiste da, care... Că mai sunt candidați că... care au așa. Da, priantul nostru nici nu va arăta așa, nici nu arată de fapt așa, cu plin numai de la 1 la 100, câte vrem să facem și cum vrem noi să facem, pentru că în primul rând, vrem să continuăm ceea ce s-a făcut bun în orașul Lupeni, pentru că sunt câteva lucruri care s-au făcut și noi vrem să le continuăm, să le facem și mai bine, să le facem și mai atractive pentru oameni. Asta aici e... v-aș spune o glumă și nu vă uitați gândul. Acum mulți ani cineva și-a făcut o listă cu 1000 de puncte. Nu cred asta. Ba da. Și a zis așa, am 1000 de puncte, dar nu avea zile suficiente. Dacă fac 100, să rămână ceva. Bine, că omul până la urmă n-a rămas nimic, că n-a ajuns. Nu, adică trebuie să fii totuși angrenat în realitate. Să deci e o mică glumă, dar e o chestie da, reală, absolut da, reală. Da, așa nu este. Dau nume că... Așa este. Bun, deci asta ne propunem să continuăm investițiile actuale din oraș, pentru că orașul trebuie să meargă în continuare, trebuie să se dezvolte. Absolut toate lucrările care sunt acum în desfășurare să le continuăm și după data de 27 septembrie pentru că vrem să dezvoltăm Lupeniu, pentru că iubim Lupeniu, pentru că suntem născuți în Lupeni și pentru că ne dorim să trăim într-un oraș frumos. Dar noi considerăm din punctul nostru de vedere că prioritatea zero pentru Lupeni în momentul de față este asigurarea unui climat favorabil pentru mediul de afaceri în Lupeni. Asta înseamnă că vom reuși să păstrăm actualele locuri de muncă și să creăm noi locuri de muncă. Pentru că e foarte bine că avem parcuri, este foarte bine că avem străzi, e foarte bine că avem sens giratoriu, este foarte bine că avem ce vreți dumneavoastră. Dar dacă în parcul acela nu vom regăsi oameni seara sau după amiaza ca să stea acolo la umbră, înseamnă că n-avem nimic. Și nu vom regăsi pentru că oamenii pleacă. Bun, dar cum creăm aceste locuri de muncă? Pentru că, să știți, uite, și încă până acum 4 ani auzeam chestia asta. Facem, dregem, creăm locuri de muncă. Mii de locuri de muncă, spuneau unii pe la Petrila. Așa este. Bun, cum? M-am gândit foarte, foarte mult. După și care să lăsați și pe colegul care a ridicat mâna. Da. Eu vreau doar atâta să spun, ca idee. Înțeleg toate necesitățile pentru locuri de muncă. Dar primordial, cred eu, și am și o explicație de ce nu s-au creat până acum, cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să știm cum să-i primim, să fim gazde bune pentru cei care ne pot ajuta sau pentru cei care pot să creeze locuri de muncă. Cred că de aici pot veni locuri de muncă pe care și locuri de muncă, bineînțeles, bine plătite, cu salarii decente, în așa fel încât oamenii să fie atrași. Și apropo de tine, să nu mai plece. Este foarte important, sunt oameni care pot direcționa către noi investiții, sunt oameni care pot direcționa către noi oameni de afaceri, sunt oameni care pot, prin decizia, prin funcția pe care o au, pot să ajute municipiul Lupeni. Să știm să-i primim pe acei oameni, să știm să vorbim cu ei și să avem puterea să-i convingem să facă în așa fel încât să ajute Lupeniu. Eu cred că schimbarea mentalității e una dintre motivele
importante și prin care putem atrage investitori. Nu vă uitați ideea, să lăsăm pe domnul Popescu să ne spună cum. Eu, că am văzut că o ridica mâna. Îmi vine ideea și atunci am un reflex. Ca la școală. Da, ca la școală, da. Fiind de modă veche, am fost obișnuit să... Și ascultător de muzică bună. Și da, da. Asta ați uitat să spuneți telespectatorilor. Bine, nu cred că e momentul. Nu e momentul. Da, așa, pe ele. Putem să dezvoltăm într-o altă emisiune când, după ce trece când campania electorală. Când generație, cred că vă potrivi și la muzică, nu? Cum bine știți, după 90, activitatea în minerit s-a început să se restructureze, iar partea descendentă a început din 97, când a venit prima ordonanță și au început să se închidă primele mine. Petrila Sud, Câmpul Luneac, Bozovici, bine, asta era, dar după aia a urmat Valea de Braș și restul. Închizându-se aceste mine, nu s-a pus nimic în loc. Și tot timpul am susținut, dacă se închide o mină, fă două fabrici, una de papuci și una de șireturi, tot timpul. Oamenii... Păi nu ne-au spus ei la Petroșani atunci când au venit cu programul de închidere a minelor. N-au venit miniștri, n-au pus guvernator. Nu ne-au zis, fraților, dacă închidem ceva, punem altceva la loc. Și astfel stați liniștiți, spunea Ceaușescu, stați la locurile voastre. Astfel a apărut Andy Perezemeu, care a creat și un centru de afaceri la Lonea Pilier. Exact. Care trebuia să dezvolte tot felul de activități alternative minericului. Și pe aia liniște și pace. Da. În plus, taxe de zonă defavorizată, când toți comercianții erau scutiți de niște taxe. Zonă defavorizată pentru personalul din învățământ, pentru personalul din medical. Fiecare avea câte ceva, dar toate au dispărut pe rând și nu se mai poate acum decât foarte greu. Bun, și cum îi atragem? Lumea încearcă să, probabil și acum stând să se uite la noi, mă, dar cum îi aducem? Două ce lucruri facem? Trebuie făcute. Trebuie întâi să le dau o parcelă cu acces la canalizare, la curent, la apă, la șosea. O găsim la intrarea în Lupeni, înspre Vulcan, parcela ce o găsim acolo, aproape de șosea. Și ajunge doar aia pentru un oraș? Pentru ceea ce înseamnă Lupeni, cu siguranță, dacă dezvolți infrastructura și reușim să legăm și partea de... Eu zic că și platforma Văscozei se mai poate și acolo... Sigur că da. Sigur este că un spațiu poate, privat și este foarte greu să... Dar se poate pătrunzi. Discuta și acolo, fără probleme. Platforma acolo, deci poți să ai două, trei platforme în oraș. Da. Sigur. Sunt, acolo e numai bine șoseaua de centură, e calea ferată, dincoace unde conducta ziceți. Conducta de gaz. Da. Bun, dar am înțeles de la dumneavoastră de la amândoi. Schimbarea mentalității. Da, în primul rând, prin punctul meu de vedere. Punerea la bătaie a unui teren care să aibă toate utilitățile și... Exact. Și mijloacele de transport, mă rog, căile rutiere sau feroviare în apropiere, da. Ceea ce la Lupeni spuneți că există și știu că există, da. Și care ar fi fiscale. A treia, facilitățile fiscale, fiscale. Da. Asta tot așa în limita legii. Că legii eu întrebam pe cineva acum câțiva ani, întrebam un primar acum câțiva ani, dom'le, dar de ce nu le dați mai multe facilități? De ce nu faceți așa? De ce, dom'le, nu ne lasă legea? Că toate le poți da până la un anumit punct. Deși cred că și legile sunt făcute tot de oameni și la, adică dacă avem oameni care ne reprezintă în Parlament, de la toate partidele până la urmă, pot să schimbe, să mai bage niște amendamente, să mai o zonă defavorizată, o zonă cum e Valea Jiului, se spune acum și cu ITI ăsta și cu tot ce se discută, precum Delta Dunării. După modelul Delta Dunării. E foarte important să profităm de fondul acesta de tranziție justă, începând de anul viitor, să profităm de foarte mulți bani. Și dacă trece acest tren pe lângă noi, am pierdut. E clar că e cam ultimul. Dacă să facem, avem în continuare gândiri și vrem tren pe pernă de aer, atunci n-am rezolvat nimica. Dacă nu vrem să facem locuri de muncă, să creăm locuri de muncă pentru oameni și bine plătite. Știi de ce am încredere că cât de cât o să reușească mai bine decât în alte dăți? Nu știu dacă va fi perfecțiune și dacă vom atrage noi toți banii și tot. Dar am așa totuși un pic de speranță, deoarece toate administrațiile locale, da, toate,
până poți să spui până la urmă, în ultimii 12 ani am mai învățat cum decurge, cum se face un proiect, care sunt pașii, ce trebuie făcut. Exact. Deci nu mai e chiar ca la început. Uh-huh. Lucrurile merg și acolo un pic mai bine. Și bine, e loc de mai bine, cu clar. Cu atât mai mult. Dar există un pic de experiență. Există experiență. Și primarii au experiență. Și... Doi, există acum și banii, pentru că fondul ăsta pune la dispoziție câteva sute de milioane de euro. Și trei, nu mai există concurența pentru absorbția acestor fonduri. Pentru că nu mai concurez cu cei din Timișoara, din Arad, cum suntem noi acum în partea de vest a țării, firme puternice din acea zonă tot timpul vor avea câștigi de cauză, pentru că au o altă potență financiară, partea de cofinanțare și-o permit mai ușor decât firmele din Valea Jiului și atunci pot să atragă fondurile mai ușor. Dar ne plătim mai mult ca cei din Cluj. Acum, cu firmele. Pe această parte, nu, ceea ce nu e normal. Nu va mai exista concurența între noi, cei din Valea Jiului și cei din Timișoara. Banii vor fi strict cu destinație pentru această zonă, noi trebuie să avem doar inteligența și știința de a absorbe. Da, deci noi cu finanțările le plătim. Cofinanțările sunt de multe ori 20, 30 și 40% din păi suma. Plătim mai mult ca cei din Cluj, exact. Pentru că suntem într-o zonă puternic și dezvoltată, financiară, Arad, Timișoara, exact. Și noi da, suntem la considerați nivel... partea de vest, unde într-adevăr e o putere financiară. Și noi vai de capul nostru, exact, vorba aia. Exact. Firmele din Valea Jiului trebuie să concureze la accesarea acestor fonduri cu firme din Timișoara. Și pentru o firmă din Valea Jiului să cofinanțeze împrumutul cu 40% din suma totală este mult. Nu avem puterea respectivă. Bun. Uite, mai avem 14 minute. Hai să le... Trecu repede. Să le, da, să le împărțim cum trebuie și v-aș întreba pe rând care ar fi primul lucru care dumneavoastră l-ați face în momentul în care ați ajunge în primărie, primar, ales de oameni. Iar pe domnul Popescu l-aș întreba care e primul proiect la care s-a gândit pentru mandatul ăsta, dacă, să zicem, ar intra în Consiliul Local și să aibă o inițiativă alături de alți colegi. Bineînțeles că singur nu se prea poate face nimic. Două lucruri vă spun care le-aș face, pentru că da. Există posibilitatea să facem două într-o zi. Acum v-am pus în impas una, și gândeați acum unul, doi. Una ar fi să chemăm oamenii și din primărie și din localitate și să le spun modul în care doresc și ajut să-și poată forma acele asociații de locatari prin care pot să absorbe fondurile. Pentru că există o mare problemă la noi, nu prea poți ca locatar să, dacă vrei să anvelopezi un bloc sau să faci un acoperiș la un bloc sau să faci o modernizare, mă rog, acolo, trebuie să o faci din bani proprii, fiecare locuitor de pe scara respectivă trebuie să contribuie financiar și altfel nu există, pentru că prin fondurile se pot face doar prin asociațiile de locatari. Sau proprietari. De proprietari. Iar pentru aceasta, ca să contribui din bani proprii, încă o problemă și eu descoper de fiecare dată când merg și vorbesc cu cetățenii și am descoperit-o și săptămâna trecută, când am vorbit cu mulți cetățeni din Lupeni, într-o scară de bloc, în marea majoritate a blocurilor din Lupeni, să știți că dintr-o scară de bloc, jumătate cam este nelocuită. Pentru că oamenii pleacă în alte localități la muncă, ce am discutat mai devreme. Sau pe la țară, sau în alte orașe mai mari. Și atunci e greu să întreții scara respectivă sau mai departe să întreții blocul respectiv, pentru că nu ai de la cine să mergi, la cine să bați la ușă și să spui, bă, trebuie să contribui lunar cu această sumă de bani, că oamenii nu mai sunt acolo. Și atunci cred că salvarea poate să vină din accesarea acestor fonduri, care ar ajuta foarte mult la dezvoltarea, de partea de frumos a unui bloc. Și al doilea lucru, un lucru pe care îl cer cred că de 8 ani de zile, tot îl cerem, am și făcut proiecte de hotărâre în acest sens, îmi doresc și la sugestia cetățenilor vine și la sugestia mea și la dorința mea, vreau ca toate ședințele de Consiliu Local să fie transmise live, astfel încât fiecare cetățean din Lupeni să se poată uita la o ședință de Consiliu Local Lupeni. Am tot cerut lucrul acesta, n-am fost băgat în seamă, am făcut proiect de hotărâre, am făcut solicitări, scris amendamente în fiecare an la aprobarea bugetului pe anul respectiv. Unul dintre amendamentele pe care eu personal îl fac, alocarea sumelor de bani necesare pentru transmiterea live, audio și video a ședințelor de Consiliu Local. Dar vă spun și eu, cine vă opriți să nu transmiteți live pe Facebook? Nu.
ședință. Au zis, să transmitem live asta, cu, să pun eu telefonul și să asta văd. Nu mă opri nimeni, dar eu vreau, nu, eu trebuie să transmit asta. Trebuie să fie pe site-ul primăriei, pe site-ul consiliului local, un loc unde orice cetățean din Lupen să știe, bă, astăzi de la ora 3:15 este ședința de consiliu local și mă uit să văd activitatea consilierilor locali. Am întâlnit. Bine, acum cetățenii ar trebui să știe toți că ședințele sunt publice. Și dacă vin la ședință, nimeni nu poate obliga să nu intre în sala de ședință. Știu, dar este un modul cel mai comod. Deci trebuie să știe și oamenii. Da, ședințele sunt publice. Că mulți poate nu știu sau ceva, nu mă duc, mă dă afară. Mie mi s-a întâmplat de nenumărat ori să invit cetățenii la ședință. Eu personal le-am invitat, pentru că când aveau diferite probleme, le spuneam să vină. Dar cred că modul cel mai comod și modul cel mai elegant pentru anul în care trăim noi, acum cu tehnologia asta, cu laptop, cu tabletă, ședințele să fie transmise live și fiecare cetățean îți poate face, până la urmă, o idee despre activitatea fiecăruia din cei 19 consilieri. Exact. Bun. Domnul Popescu, un proiect, așa, la care v-ați gândit noastră. Următorul mandat, dacă ar fi să intru în Consiliul Local, aș intra alături de colegii din PNL, cu care împreună, încet, încet, să dăm drumul la aceste proiecte și unul care mi-ar plăcea mie să-i dăm drumul cât mai repede ar fi cel cu facilitățile fiscale, pentru că ăsta este cel care atrage adevărații investitori. Facilități fiscale, hai să le explicăm oamenilor, cam la ce v-ați gândit așa? Cam ce este acum și ce ați vrea dumneavoastră? Impozite, scutiri de tot felul de taxe. Taxe care se plătesc de către ei, către primărie. Știu că și acum există ceva facilități. Există și acum ceva... Că și la Petroșani, știu, și la Petrila, cred că și la Lupeni. Dar se pot, adică dumneavoastră vă gândiți la ceva mai mare, mai mult? Sau... Păi, de exemplu... Vă rog, cât vă permite legea, apropo ce îmi spunea primarul. Dacă ar veni un investitor și ar crea 100 de locuri de muncă, e important și două locuri dacă creează, dacă ar veni cineva și ar crea 100 de locuri de muncă pentru Lupeni, cred că, nu știu, ar trebui inclusiv covorul roșu să-l întindem, numai să ne bucurăm că vine. Bineînțeles, cu salarii atractive, ca oamenii să se angajeze. Cred atunci că... putem să-l scutim, să nu plătească impozitul pe clădirea respectivă, pe terenul respectiv. 5 ani sau 10 ani. Poate 10 ani, 15, 2, nu știu, așa, noi să-l creăm lui cadrul, să-l atragem. Cred că lucrul ăsta se face și acum, nu? Sau nu se face? În Lupe nu se face. Și v-am spus... Mă întorc chiar, să schimbăm mentalitatea. Nu se face când a venit omul ăla, când vine poate la vine un Lupen și bate la ușă, să fie bine primit, să fie primit cu brațele deschise, să îi se vorbească frumos, astfel încât să nu se întrebe, bă, dar unde vine Lupen? Eu aș mai spune ceva, domnul Roșu. În primul rând, să avem grijă și de investitorii locali care îi avem. Asta e primordial. Pentru că noi ne gândim la tot felul de investitori, știu, veniți de pe Lună, de pe Marte, de pe nu știu unde, și uităm de multe ori de cei care avem aici, care pot să sprijine. Cu mediul de afaceri care a avut loc atunci când a venit domnul ministru. Păi fără oamenii aceștia, cred că numai cu minerit, nu știu cum am fi rezistat în Valea Jiului. Sunt oameni de afaceri care produc în Valea Jiului. Bine, clar că mineritul de vreo 10 ani nici nu-mi se mai pune problema să mai susțină ceva real. Da. Și va fi tot mai rău. E clar că s-au dezvoltat și mici afaceri și afaceri și mici, în turism, și mai mari, și mai mari care au susținut toată valea asta, pentru că altfel cu mineritul cinstit, se murea de foame pentru că în Valea Jiului. Nu vorbim de angajații de acolo, de susținerea. Oamenii aceștia sunt de apreciat pentru că banii lor au investit în Valea Jiului. Povesteam cu cineva, are și tot acolo la întâlnirea care a avut, că putea să investească într-o altă localitate, undeva spre Timișoara, dar prefera să investească în Valea Jiului. Păi un om ca acela, păi trebuie apreciat din toate punctele de vedere, că și-a riscat banii aici, și folosește banii în Valea Jiului și atunci va trebui ajutat din toate punctele de vedere și din partea mea nu mă respect pentru asemenea oameni. Iar în Lupen chiar sunt. De exemplu, avem este domnul Părău care a ridicat o stațiune de la zero și a făcut una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România, numai cu investiții private. Da. Ulterior, statul a venit prin... Statul a venit și ulterior după aia a fost... Elena Udrea, pe timpul PDL-ului, când a investit banii în telegondolă, în drumul din Straja, în Palatul Cultural, s-a întâmplat. Dar toate s-au datorat investitorului domnului Părău, care a făcut... Da, locomotiva. Locomotiva. După care s-au asociat și cabanuțarii de acolo și... A făcut asociația, restul, Straja, sigur. Și să nu uităm că la un moment dat a intrat și administrația locală
locală, și chiar și Consiliul Local, chiar și Consiliul Local, sigur că care da. a avut un rol foarte știți important. Ce important acest... este să poți numai să-i aduci pe toți la aceeași masă exact. Și să-i convingi că ăsta este drumul pe care trebuie mers și asta este greu, dar s-a reușit. Straja este un model de reușită. De urmat, da. Stațiunilor noastre hunedorene. Prin voința unui om da. Și prin stăruința acelui om care a făcut... Și ar fi bine un exemplu să știți. De luat și da. Pentru alții. Da. Da. Mă gândesc aici la Parâng, mă gândesc la domeniul schiabil din Petrila, care încă nu e definitivat, mă gândesc la Pasul Vulcan, doar la noi în vale, că sunt și în județ locuri unde, la fel, din cauza dezbinării nu se face nimic. Deci nu e doar în Petroșan sau nu știu unde, lucrurile sunt destul de accentuate cam prin tot județul. Așa este. Foarte puține zone sunt unde se lucrează unitar, adică primărie, Consiliul Local, oameni de afaceri și chiar, știu eu, Consiliul Județean via Ministerul Turismului sau Ministerul Dezvoltării. Mă rog. Vedeți un paradox. Sunt unii primari care au vrut cu tot din adinsul la altitudinea de 600 de metri să-și facă telegondolă, deși el are 10 cm, 2 săptămâni pe an maxim. Dar așa a vrut el să facă. Deci a fost ambiția lui. Unde nu e, această ambiție nu prea se regăsește. Trebuie să stea toți la un loc, să vorbească, cum spune domnul Roșu, să stea toți la o masă, să stabilească ce trebuie făcut. Ce... Nu, în strada lucrurile merg spre bine. Man, da. Eu vorbesc de celălalt. O stațiune vie. Acum cu pandemia asta nu discutăm că sunt deja alte probleme. Auziți, ajunsese la un moment dat să ajungă undeva 4-5.000 de oameni în weekend, ceea ce nu s-a mai întâmplat foarte mult. Deci e o stațiune foarte, foarte căutată și eu nu voi conteni să recunosc meritele domnului Părău, care lui se datorează lucrul ăsta și vine din mediul privat. Deci este un exemplu și pentru administrație, pentru oricine, cineva din mediul privat a reușit să miște lucrurile, a reușit să unească niște oameni și a reușit să facă niște lucruri, au rămas în urma dumnealui o grămadă de lucruri și de reușite. Inclusiv acum, să știți, la întâlnirea cu mediul de afaceri din Lupeni cu domnul ministru, domnul Părău a prezentat domnului ministru stațiunea, i-a explicat despre importanța stațiunii, deci a făcut efortul ăsta să poată să prezinte, nu avea niciun interes și totuși l-a făcut pentru că a înțeles că de important este să-i poți prezenta unui ministru și un ministru la rândul lui se poate ajuta în demersurile pe care le ai ulterior. Ultimele 3 minute ale emisiunii, da, nu greșesc, v-aș ruga câte un minut fiecare să vă uitați în camere acolo și să le transmiteți cetățenilor ce vă trece prin minte. Deci aveți libertatea să le spuneți ce vreți. Da. Eu îi rog pe cetățeni să aibă încredere în echipa noastră, pentru că suntem cei care suntem apropiați de dumnealor. Cred că legătura între Consiliul Local și cetățeni, așa cum am avut noi, nu cred că a avut nimeni, n-a fost ședința de Consiliu Local ăștia ultimii 4 ani de mandat sau ultimii 8 și mandatul anterior în care să nu fi informat cetățenii din Lupeni cum se cheltuie banul public, ce hotărâri de Consiliu s-au luat, absolut se țină la curent cu tot și de multe ori am consultat la hotărârile importante, pentru că am început emisiunea așa și o termin tot așa, spunând că părerea dumnealor e mult mai importantă decât părerea mea și decizia dumnealor este mult mai importantă decât decizia mea, pentru că eu sunt trimis acolo să-i reprezint și atunci trebuie să ții cont de tot ceea ce dumnealor îmi cer. Și rog să aibă încredere în echipa noastră, pentru că vor fi reprezentați așa cum trebuie și seriozitatea oamenilor trimiși în Consiliul Local reprezintă și seriozitatea din ultimii 4 ani a actualilor consilieri, oameni care nu au fost implicați în scandaluri, în corupție, în furturi, oameni serioși care și-au făcut datoria și cu siguranță așa va fi și în următorii 4 ani. Da, domnul Popescu? Nu aș mai avea nimic să spun față de domnul Roșu, foarte frumos, doar un singur lucru aș vrea să înțeleagă electoratul. Nu primarul face tot ce se întâmplă. Nu primarul face tot ce este bun. Consiliul Local ia hotărârile și aprobă următoarele investiții. Foarte multă lume am văzut că zice primarul a făcut aia, primarul a făcut aia.
domnul Roșu spunea mai întâi, trebuie să schimbăm mentalitatea. Mentalitatea trebuie schimbată puțin de la bază. Ce înseamnă un consiliu local, ce înseamnă primăria, care cu ce se ocupă, și de aici încolo să începem să construim câte ceva, fiecare pe linia lui. Și să aibă încredere în echipa PNL, pentru că tot timpul vor fi aproape de ei. Da. Domnilor, emisiunea noastră s-a încheiat. Mai avem câteva secunde. Eu aș spune doar atât, până data viitoare, toate cele bune. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, urmăriți în continuare postul Capital TV cu emisiunile ce vor fi în continuare în seara aceasta și, bineînțeles, pe tot parcursul săptămânii, un lung șir și un lung carusel al emisiunilor TV, de aici, din Petroșani. La revedere!